Sună într-adevăr divin, nu este așa? Cine nu ar recunoaște Pizzicato Polka, piesă de muzică orchestrală compusă de Johann Strauss II, alături de fratele său Iosef, în 1869, pentru o călătorie în Rusia. Aceasta este una dintre lucrările ce vor fi interpretate de celebra orchestră Johann Strauss Ensemble, la Buzău, în cadrul turneului Best of Vienna. Pentru acest eveniment, municipalitatea a alocat suma de 30.000 de euro. Spectacolul se va organiza în sala sporturilor din Buzău, iar intrarea va fi liberă. Pe 19 decembrie încercăm o chestie care nu s-a mai întâmplat la Buzău niciodată. E vorba de o orchestră celebră din Viena, Johann Strauss Ensemble. Încercăm acest eveniment să-l realizăm în sala sporturilor. Bineînțeles că trebuie amenajată pentru că acustica este extrem de importantă, dar facem acest lucru pentru că putem avea aproape 2000 de spectatori, ceea ce este un lucru deosebit. Bineînțeles că vor fi, m-am interesat, au venit specialiști, au măsurat niște drapaje speciale care să ajute foarte mult la îmbunătățirea acusticii, pentru că fiind sală de sport nu ne ajută deloc. Municipalitatea dorește ca prin acest eveniment buzoienii să se delecteze cu sunetele melodioase ale muzicii clasice. Astfel, pe bază de invitații la grandiosul concert, vor fi prezenți oameni din toate păturile sociale. Vom încerca, pe bază de invitații pe care să le transmitem în toate zonele interesate ale Buzăului, și la nivel de educație, la nivel de profesori, la nivel de armată, la nivel de instituții, la nivel de firme, astfel încât să aducem, dacă vreți, din toate păturile sociale, iubitori de muzică clasică și să facem și un act de cultură până la urmă, aducând o orchestră celebră la Buzău. Ansamblul Johann Strauss a fost înființat în 1985. Sunetul tipic austriac și o picătură de umor se află la baza succesului internațional al acestei orchestre aplaudată cu căldură de publicul din întreaga lume. Repertoriul său include lucrări ale familiei Strauss, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert și alții. Primul solist și dirijor al acestui concert este primul dirijor al orchestrei de la Viena Schönbrunn, Russell McGregor. Acesta cântă la o vioară realizată de Carlo Giuseppe Testore. În 1697, sora mai mică a faimoasei viole a lui Wolfgang Amadeus Mozart.